Domnului Iisus. Vreți să începem timpul de rugăciune cu o cântare de laudă pe care tinerii noștri o vor anunța, apoi la timpul potrivit vă voi anunța pasajul pentru care îl vom citi la timpul de rugăciune și Dumnezeu să fie binecuvântat pentru toate lucrurile.
pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și bine ați venit la închinarea cu El în această dimineață în Biserica Philadelphia. Dumnezeu să le binecuvânteze pe toți. Frați și surori, iubiți, prieteni, cuvântul Dumnezeu, dacă sunteți împreună cu noi, considerăm că Dumnezeu ne-a binecuvântat în zilele care s-au spus, ne-a binecuvântat în această săptămână, a fost cu noi. Se cade și se cuvine să ne arătăm mulțumirea și recunoștința noastră, mulțumirii printr-o rugăciune cu toții. Cred că nu este persoană prezentă împreună cu noi să ne aibă cel puțin un singur motiv pentru care e mulțumit Domnul Iisus. Eu am mai multe și cred că fiecare dintre noi ne-a dat sănătate, ne-a hrănit, ne-a păzit de pericole de accidente, în timp ce semenii noștri nu sunt împreună cu noi. Unii sunt acasă, alții sunt în spital. Se cade și se merită să ne închinăm cu recunoștință înaintea Domnului. De aceea, haideți să plecăm capete înaintea Domnului și într-o rugăciune cu mână. Se aduce mulțumirile noastre, ca semn de recunoștință. Ne rugăm!
sunteți de anul 4 de regnă și pentru că Dumnezeu este prezent aici. Amin? Credem cu toată inima noastră lucrul acesta și de aceea când putem să cântăm voioși noi, pentru că El este stăpânul vieții noastre, El este Dumnezeul nostru. El este fântâna cu ape pe nimic în lume nu poate înlocui. Stânca de viață, păstorul meu, râul vieții, ia bunului Dumnezeu. Haideți să vădăm cu toți pe Dumnezeu.
Iisus Hristos și surori, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru dimineața aceasta și pentru oportunitatea pe care ne-o oferă de a fi în prezența Lui. În momentul următor am dorit să facem o rugăciune potrivit pasajului pe care fratele l-a citit mai devreme. În această dimineață de sărbătoare, privind la profesorii Institutului Teologic Pentecostal, la absolvenții Institutului, îmbrăcați în robe, îmbrăcați ca de sărbătoare. Dacă ne uităm la poliție, poliția are o uniformă, arată bine. Jandarmeria arată bine. Există o uniformă pe care oamenii o poartă. La diferite ocazii, oamenii aleg să poarte ceva mai special, o haină mai diferită, o haină mai bună. Dar dincolo de îmbrăcămintea pe care o vedem, dincolo de aspectul exterior, Apostolul Pavel spune bisericii din Colose, versetul 14, dar mai presus de toate acestea, de uniformă, de hainele pe care le punem, îmbrăcați-vă cu dragoste care este legătura desăvârșirii. Și am dorit în momentele următoare rugăciunea pe care dorim să o facem, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să iubim, așa cum spune prima poruncă, și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În dimineața aceasta de sărbătoare am dorit să ne rededicăm lui Dumnezeu, să reconfirmăm dragostea pe care o avem pentru El și pentru aproapele nostru. Dincolo de haina de sărbătoare și dincolo de haina pe care o avem duminica, am dorit în dimineața aceasta Dumnezeu să ne ajute să iubim și această haină a iubirii. Această haină să o avem fiecare din noi. Am dorit ca momentele următoare să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în rugăciunea aceasta, haideți să reconfirmăm iubirea pe care o purtăm pentru Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați și haideți să ne rugăm Dumnezeu. Thank you.
slăvit să fie Domnul. Și binecuvântat să fie numele Lui, că prin harul Său și prin îndurarea Sa în această dimineață am putut să venim în locul de închinare. Mărire numele Său! Trăim niște vremuri, frați și surori, în această perioadă a istoriei, nu ușoare, ci destul de fructuoase. Instabilitatea economică, politică, și sunt mai multe feluri de instabilități. Și oamenii sunt nesiguri. Instabilitatea aceasta și fluctuația aceasta a vieții, a societății, produce în viețile noastre și în viețile tuturor oamenilor un sentiment de îngrijorare. Și oamenii se îngrijorează. Dacă îi întrebai în 2004 cum sunt, erau mai bine. Dacă îi întrebi anul acesta, oamenii sunt foarte îngrijorați. Erau multe vești spuse la începutul anului că anul 2012 va fi un an greu. Și sentimentul acesta de îngrijorare pătrunde și în biserică. Și suntem predispuși și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și aleși, cum spunea textul din Coloseni, să fim îngrijorați. Dar la această stare neplăcută, neconformă cuvântului Bibliei, Iisus Hristos are un îndemn în Evanghelia după Luca și ne spune ce să facem. Spune așa cuvântul Biblic, Luca 12, 25 26. Și apoi, cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge un tot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Învățăm din cuvântul Biblic în această dimineață, din versetul 25, că prin îngrijorare nu putem să schimbăm situația. Așa spune cuvântul Biblic. Dacă vă îngrijorați, puteți să adăugați un cot la înălțimea voastră? S-a culcat pe un seara și s-a trezit dimineața mai înalt cu un cot? Dorim să fie mai înalt cu un cot? S-a îngrijorat pe unul dintre noi să ne fie ridicat salarul și s-a ridicat? Ne-a vindecat o boală prin îngrijorare, din potriva am agravat-o. Așa ne spune textul. Prin îngrijorare nu putem să rezolvăm situația care suntem. 26 de răspuns. Puteți să puneți votul respectiv și 26. Deci, dacă nu puteți. Dar putem, frate și surori, tot din cuvântul Biblic învățând, că putem să schimbăm situația prin altceva, și anume, prin prorugăciune a omului de pricălit. Situația critică din viața unei persoane poate să fie schimbată prin rugăciune. Printr-o rugăciune făcută de un om neprihănit. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, îl vedem pe Ezechia, omul care vine înaintea lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu îl cheamă și spune, Ezechia, pregătește-te, că trebuie să-mi iei lucrurile, socotelile de pământul acesta. Și Ezechia e omul lui Dumnezeu care a făcut o rugăciune de om neprihărit. A spus, Doamne, adu-ți aminte că am trăit frumos înaintea ta, cu credincioșie, cu inimă curată. Putea să se îngrijoreze când a auzit din Ezechia vestea aceasta, să fie trist. Dar observăm pe Ezechia că se întoarce cu fața spre perete și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și slăvit să fie Domnul că Ezechia a avut un palmares, un trecut binecuvântat, trăit alături de Hristos. Asta înseamnă că rugăciunea lui a fost rugăciune de om neprihănit. Și Dumnezeu l-a ascultat. Frați și surori, suntem în anul acesta. Suntem studenți la început de drum. Sunteți poate la mijlocul drumului sau la sfârșit. Când vom ajunge în situații critice anul acesta sau anul viitor sau când se va ridica situația respectivă, nu vă îngrijorați niciodată! Amin. Nu rezolvați situația prin îngrijorare, dar o puteți rezolva cumva, prin rugăciune. Puteți să veniți înaintea Domnului și să vă rugați și Dumnezeu este Cel care poate să schimbe situația. Dar pentru aceasta trebuie să fim oameni neprihăniți. Să petrecem mai puține ore pe Facebook și mai multe pe genunchi. Să petrecem mai puține ore citind beletristică și mai multe pe genunchi. Mai puține la servic și mai multe pe genunchi. Să spunem, Doamne, ce ziua cu tine și o sfârșesc cu tine și mă pun și la viață pe genunchi înaintea ta. Și atunci când vom ajunge în situații critice, conform celor citite din Ezechia, Dumnezeu va ține cont de noi. Și va să-i spun Dumnezeu, întoarce-te! Că vreau să-i mai dau viață. Doamne, îndură-te de noi. Și dă-ne și nouă putere. Să știm că prin îngrijorare agravăm situația, ne îmbolnăvim, ne stresăm, îmbătrânim, ridăm. Nu suntem fără speranță, suntem aleși Domnului. Prin rugăciune putem să schimbăm situația și Dumnezeu o va schimba. Am vorbit cu un frate care mi-a mărturisit un lucru. A avut într-o problemă și n-a mai putut să doarmă. Era bolnav și s-a ridicat de pe genunchi. O rugăciune scurtă a omului neprihănit și a spus, Doamne, eu vestesc altora că ești Dumnezeu care vindește pe mine. Nu m-am fost vindecat! Eu mă rog și tu spune-mi ce să fac! S-a pus în fața spirei, după ce și nu te-a spus Dumnezeu ce să fac. S-a vindecat.
ăștia sunt oamenii neprihăniți, care în situații de critică, în situații critice se pun pe genunchi. Doamne, ascultă-mă că sunt copilul tău. În această dimineață aș vrea să venim ridicați pe picioare înaintea Domnului. Se spune, Doamne, întărește-ne neamul acesta. Și câte zile vom avea de trăit pe pământul acesta, să fim oameni care niciodată să nu disperăm. Și să ne punem pe genunchi atunci când ajungem în situații critice. Și Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin. Doamne, pe unde suntem cu Tine? În Psalmul 139, ultimul verset spune,
Vezi cum unde ești, cercetează-mă și du-mă tu pe drumul tău cel bun. Pe drumul în care să ne întâlnim cu Domnul Iisus. E foarte important să ne cercetăm înaintea Domnului. Suntem înaintea Lui, avem o sărbătoare înainte, dar în toate lucrurile acestea, când vom pleca de aici, să plecăm cu Domnul Iisus. Când vom pleca de aici, să plecăm cu Domnul Iisus. Poate sunteți pentru prima dată veniți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să plecați de aici cu Domnul Iisus. Să-L aveți pe El în inimă. El este viu. El este viu. Să fiți să fie Domnul. Vă rog să vă ridicați și să ne rugăm cu toții Domnul Iisus. După terminarea slujbei de dimineață,
Ne vom aduna la demisura adunării cu toți cei ce vor urma să înceapă o nouă pregătire în vederea botezului, ne anunță fratele mai mică Maria, și Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce vor să înceapă. Este știută slujba de la miază la 18, Dumnezeu să le binecuvânteze pe toți. Amin. Haideți, frate, frații din cadrul Institutului Teologic, se vor ocupa de toată lucrurile. O cântare, Domnul să fie să...
Serviciile de felul acesta au fost ținute aici. Suntem aici nu pentru o simplă ceremonie. Nu ca să încheiem, știu eu, ca toate celelalte instituții, cu o ceremonie, încheierea anului universitar și felul acesta să-l marcăm. Suntem aici pentru a fi mulțumitori, în primul rând, lui Dumnezeu. Aici sunt studenți din anii 1 până în anul 4, până la absolvenții noștri. Toți avem nenumărate motive să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă. În mod cu totul special, anul 4, care astăzi sunt îmbrăcați în hainele de absolvenți, au motive și mai multe să mulțumească lui Dumnezeu, care i-a purtat în carul său de biruință până în această zi. Și cu siguranță ei sunt aici și pentru a fi încredințați harului lui Dumnezeu pentru zilele și anii care urmează. În această dimineață, împreună cu dumneavoastră, îmi voi îndeplini oficiul de gazdă. Așa cum știți, pentru ultima dată, eu, pentru că altă posibilitate nu mai am, fiind și ultima mea participare la întrunirile acestei biserici, însă voi deplini acest oficiu de gazdă și vreau să spun un bun venit tuturor celor care în dimineața aceasta sunt prezenți cu noi la această slujbă duhovnicească. Aș vrea să-i salut în primul rând pe studenții ITP, motivul pentru care noi suntem aici. Toți studenții, de la anul 1 până la anul 4. În mod special îi salutăm pe absolvenții noștri care sunt aici în față și despre care se vor spune mai multe lucruri și care vor fi și sărbătoriți astăzi. Institutul Teologic Pentecostal este reprezentat aici la Ambon de fratele rector Corneliu Constantinianu și de fratele decan al Facultății de Teologie, pastorul Ciprian Terinte. Un bun venit special vrem să îi spunem fratelui profesor Amos Young, care vine de la Regent University din Virginia. Va fi prezentat mai pe larg înainte de a predica. Vreau să amintesc și să menționez și prezența fratelui Sideroschi. Bine ați venit, frate Sideroschi, împreună cu noi. Ridicați-vă, sunt multe capete care se întorc, așa, ca să vă cunoască. Probabil că unii studenți nu vă cunosc. Fratele Sideroschi, de la prima promoție, a fost profesor de omiletică la această instituție. Și cu toate că este pensionat, inima dânsului încă bate pentru institut și ne vizitează destul de des. Bine ați venit, frate Sile. Spune-mi un bun venit și familiilor, absolvenților care vin din multe părți ale țării și oricărui participant, chiar și pregătorului de pe stradă care din curiozitate a intrat aici. Sunteți toți bineveniți. Rămâneți cu noi până la sfârșit, vă rugăm, și nădăjduim că Dumnezeu va binecuvânta în dimineața aceasta strângerea noastră la oaltă. Pentru ca să se întâmple lucrul acesta, îi și cerem lucrul acesta. Vă rog să vă ridicați și împreună cu fratele păstor și colegul nostru de la Institut, Eugen Jucaru, ne vom ruga. Părinte Sfânt, în numele Domnului Iisus Hristos, stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru bunătatea Ta și pentru dragostea pe care ți-a arătat-o față de noi până în momentul acesta. Îți mulțumim pentru ocrotirea Ta, Doamne, și pentru sprijinul Tău. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, pentru fiecare suflet care în dimineața aceasta se află în casa de rugăciune. Cerem binecuvântarea Ta, cerem harul Tău și ocrotirea Ta peste noi. Părinte, noi suntem recunoscători pentru că Tu ai vegheat asupra studenților. Ei păzit, ei ocrotit și îți mulțumim pentru cei care astăzi stau înaintea noastră
gata să încheie o etapă din viața lor și să fie implicați mai departe în slujirea ta. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne. Îți mulțumesc că mâna ta cea bună și nevăzută i-a ocrotit pe ei. Ne-a ocrotit pe fiecare dintre noi. Ne rugăm, Doamne, ca harul tău să fie revarsat peste noi. Ne rugăm, Doamne, să ne sprijinești și să ne ajuți. Pentru că recunoaștem că depindem întru totul de tine, de sprijinul, de mila și de bunătatea ta. Te rog, Părinte Ceresc, binecuvintează-ne, binecuvintează ziua aceasta, binecuvintează slujba care se închină înaintea ta, binecuvintează-ne, Doamne, și inspiră-ne cu Duhul tău cel sfânt, pentru ca lucrarea aceasta să fie primită de tine. Te rog, Părinte Ceresc, ascultă rugăciunea, cercetează fiecare suflet și pentru binecuvântările și pentru ocrotirea ta. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin și amin. Vă rog, ocupați locurile. Programul în continuare, slujba aceasta de obicească, cum spuneam, va fi condusă de fratele păstor Ciprian Terinte, decanul Facultății de Teologie.
Stimați frați profesori, dragi studenți, absolvenți ai Institutului Teologic Pentecostal, iubită biserică, din cele mai vechi timpuri, Dumnezeu i-a poruncit poporului său să sărbătorească. Era o poruncă dumnezeiască, aceea ca poporul lui Dumnezeu să stea înaintea lui Dumnezeu și să sărbătorească, să se bucure. Și asta nu doar pentru a-l bine dispune pe poporul lui Dumnezeu, ci pentru că acest popor ales trebuia cu regularitate și cu toată seriozitatea să-și aducă aminte de binefacerile lui Dumnezeu. Să-L onoreze pe Dumnezeu. Când poporul lui Dumnezeu sărbătorea, el nu se sărbătorea pe sine însuși, ci sărbătorea lucrările lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu manifestată în istoria poporului ales. Acesta era rolul primordial al tuturor sărbătorilor pe care poporul lui Dumnezeu le avea în prezența lui Dumnezeu, poruncite cu precizie de Dumnezeu și pe care le găsim descrise în Scripturile Vechiului Testament. Iubiți credincioși, sărbătoarea din ziua de astăzi are același rol. De a evidenția nu realizările poporului ales al lui Dumnezeu, sau a unei categorii din acest popor, academici în cazul nostru, ci sărbătoarea de astăzi are acest rol primordial de a-L înălța pe Dumnezeu, de a evidenția măreția lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, bunătatea și harul lui Dumnezeu peste noi toți. Mărit să fie Domnul! De aceea tot ceea ce se va face, se va spune în locul acesta, rămâne așa cum precizat și pastorul conferențial Dr. John Tipei, rămâne o slujbă duhovnicească. Este într-adevăr o slujbă mai festivă, dar ea rămâne o slujbă duhovnicească în cinstea lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Institutul Teologic Pentecostal din București stă astăzi înaintea lui Dumnezeu și de ce nu și înaintea noastră ca biserică a Lui, să îi fie recunoscător lui Dumnezeu. Să-i mulțumească lui Dumnezeu. Să-L înalțe pe Dumnezeu pentru cel puțin trei categorii, trei feluri de izbânzi pe care Dumnezeu le-a recurtat prin noi și în mijlocul nostru. Dumnezeu ne-a dat izbândă din punct de vedere duhovnicesc. Dumnezeu ne-a ajutat să rămânem pe calea Lui pentru că El este mare. Pentru că El are har pentru noi toți. Nu pentru că noi studiem teologia și teologia ne face invulnerabili. Din potrivă, uneori teologia ne face chiar mai vulnerabili. I-am auzit pe mulți dintre prietenii mei felicitându-mă și fericindu-mă pentru faptul că lucrez într-un mediu în totalitate creștinat. Și mă felicitau pentru ușurința cu care probabil bănuiam ei în duc viața creștină într-un asemenea mediu, lipsit total de ispite, de încercări, în care, de care răul nu se atinge. Iubiți credincioși, vreau să vă spun că ispitele, încercările ne ajung oriunde am fi, în orice mediu am lucrat. Și mediul teologic nu este scutit de încercări, de ispite. În egală măsură, într-un asemenea mediu, avem nevoie de harul lui Dumnezeu pentru a rămâne pe calea lui Dumnezeu, pentru a face voia lui Dumnezeu, pentru a respecta principiile lui Dumnezeu și pentru acest har îi mulțumim lui Dumnezeu. Suntem de asemenea recunoscători lui Dumnezeu pentru realizările academice, științifice, pentru care El ne-a învrednicit. Sunt ale Lui. Suntem aici să recunoaștem că sunt ale Lui și le încinăm Lui. Dumnezeu este Cel care ne-a ajutat să punem tocul pe hârtie, să scriem tot ce am scris, să învățăm tot ce am învățat, să obținem titlurile pe care le-am obținut, să
diseminăm cunoștințele pe care tot El ni le-a dat, să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-am predicat, să obținem, dragi studenți, notele pe care le-am obținut, toate realizările noastre științifice, intelectuale, ele datorăm lui Dumnezeu și stăm în prezența Lui astăzi să recunoaștem harul Său și peste acest domeniu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că cel este mare. Slăvit să fie Domnul! Amin. Noi suntem de asemenea recunoscători lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă în domeniul material. Dumnezeu a fost alături de noi și din acest punct de vedere. Dumnezeu ne-a dat izbândă în momente dificile și vă asigur că au fost multe. Atunci când le mai spun prietenilor mei, altor fraților care cunosc mai puțin situația economică a institutului nostru, când le spun că de puțin din cheltuielile noastre ne acoperim cu taxele studenților, cei mai mulți mă întreabă, și voi din ce trăiți atunci? Din ce trăiți? Răspunsul pe care eu încerc să-l dau cât se poate de prompt în asemenea situație este din mâna lui Dumnezeu. Institutul Teologic Pentecostal trăiește din mâna lui Dumnezeu. Studenții pot să-și plătească taxele și celelalte cheltuieli care țin de procesul lor de școlarizare din mâna lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Și eu spun că dacă am învățat ceva în timpul celor 4 ani de studenție, între anii 1997 și 2001, și în cei 11 ani de activitate didactică, pe lângă multe alte lucruri teologice pe care le-am învățat, unul l-am învățat foarte bine din punct de vedere practic. Și anume, dependența de Dumnezeu, atârnarea de Dumnezeu. Răspunsul supranatural al lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Pentru că El este Cel care ne răspunde întotdeauna. Și putem spune ca și Apostolul Pavel, ne-am învățat, ne-am deprins să trăim și în lipsă și în belșug. Momentele de belșug au fost mai rare, cei drept. S-ar părea că Dumnezeu ne-a prelucrat mai mult prin momentele de lipsă. Dar întotdeauna, dragii mei, Dumnezeu a răspuns în mod supranatural. Dumnezeu ne-a ținut pe brațul Său. Și trebuie să fim recunoscători și pentru acest har. De aceea, în tot timpul pe care îl vom petrece aici, stimați frați profesori, iubiți studenți, absolvenți, iubită biserică, să ne înălțăm gândurile cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte, pentru că suntem la sărbătoare și spuneam că acesta este rolul sărbătorii, să ne aducem aminte, în primul rând, de harul lui Dumnezeu. În dreptul fiecarei realizări pe care o constatăm, a fiecărui pas înainte pe care constatăm că l-am făcut, să așezăm harul lui Dumnezeu, să recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute și să fie slăvit în toate. Amin. Amin. Corul Institutului Teologic Pentecostal va cânta Domnul meu. Era mai
4 ani de studii, de muncă, și încheie astăzi un,
pas din viața lor, dar mai este o sărbătoare și vrem să marcăm acest lucru. Astăzi, adică în acest an, în 2012, se împlinesc exact 20 de ani de când seminarul teologic pentecostal a devenit Institutul Teologic Pentecostal. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzirea lui, pentru propășirea care ne-a dat-o și pentru toate binecuvântările care le-a revărsat peste noi. Aș vrea, fiind o zi a sărbătorii pentru absolvență, aș vrea să mă adresez lor în această zi cu permisiunea dumneavoastră. Un scurt cuvânt. În primul rând vreau să vă felicit pentru că ați terminat cu bine această etapă a vieții voastre. Ați muncit din greu și ați terminat cu succes, altfel nu erați aici, dacă nu terminați cu succes toate îndatoririle voastre. Și vreau să, împreună cu felicitările, să-i mulțumim lui Dumnezeu și noi mulțumim lui Dumnezeu pentru munca voastră, pentru sănătatea voastră, pentru hărnicia voastră. Și apoi, bineînțeles, se încheie, cum spuneam, o etapă importantă din viața voastră, dar începe alta. Nici bine nu terminați pe dar aceasta că și începe cealaltă, anume etapa slujirii voastre, etapa în care veți dărui altora ceea ce ați primit. Și aș vrea să am un scurt cuvânt pentru voi, într-un fel de încurajare, sau un scurt cuvânt care aș vrea să-l las cu voi. Mergeți cu toată îndrăzneala pe care vă dă Evanghelia. Să predicați această veste bună, să predicați Evanghelia lui Hristos. Mergeți cu tot curajul. Veți avea nevoie de curaj. Există în această lume în care trăim noi, este și veți avea nevoie de mult curaj să fiți altfel, să trăiți altfel, să vorbiți altfel, să gândiți altfel decât o face lumea. Și faceți acest lucru. Lumea noastră, dacă ne uităm în jur și vedeți și o vedeți și toți o vedem, o lume confuză, o lume deznădăjduită, o lume dezorientată, o lume fără speranță. În această lume este nevoie probabil mai mult decât orice, o nevoie urgentă de vieți creștine autentice. Este nevoie de ca adevărul lui Hristos să fie întrupat. Este nevoie ca viețile voastre, în primul rând, să fie vieți noi, vieți transformate de Evanghelie. Sunt sigur că, așa cum ați învățat, acest lucru, sau pentru a trăi în felul acesta, într-o astfel de lume, nu există scurtături. Nu se poate să trăiți calea. Această viață de dedicare, această viață autentică, această viață schimbată, transformată, este posibilă doar prin supunerea și ascultarea voastră totală față de Hristos. Și mă rog ca așa să fie viața voastră. În continuare, ca El, Hristos, să fie singurul Domn, așa cum a fost mai acum, să continui să fie singurul Domn al vieții voastre. Vreau să vă las cu voi două pasaje scurte. Probabil m-ați auzit și le-ați auzit și le știți cu toții. Unul este din 2 Corinteni 5 cu 17. Pasaj pe care toți îl știți. Dacă este cineva Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Așa să nu uitați niciodată în viața voastră, în slujirea voastră, niciodată, niciun moment, să nu uitați de identitatea voastră profundă în Hristos. De schimbarea pe care Hristos a făcut-o în viețile voastre. De transformarea pe care ați trăit-o, de dragostea pe care ați experimentat-o în Hristos. Să nu uitați niciodată. Sunteți în Hristos, sunteți o creație nouă. Trăiți ca atare. Și apoi, un cuvânt din 2 Corinteni 5, 2 Corinteni 4, primele trei versete, vă sfătuiesc, dar eu, spune Apostolul Pavel, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu nelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Fie ca prin viețile voastre transformate și schimbate, prin slujirea voastră vrednică, oamenii din jurul vostru să vadă într-adevăr pe Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu. Și fie ca prin slujirea voastră și prin viața voastră să fiți aceia agenți a
ai schimbări, ai transformări lui Hristos, care numai Hristos o poate face. Să fiți ambasadori lui Hristos în această lume. Să fiți instrumentele, harurile lui Dumnezeu. Și fie ca mesajul vostru, atunci când îl veți proclama, oamenii să audă mesajul lui Dumnezeu. Fie că atunci când veți atinge pe cineva, oamenii să simtă atingerea vindecătoare a lui Dumnezeu. Fie ca cuvintele voastre rostite, oamenii să le audă și să le înțeleagă ca și cuvintele puternice ale lui Dumnezeu, care dau mântuire, care dau salvare. Atunci când veți ierta pe cineva, când veți accepta pe cineva, oamenii să experimenteze prezența lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul nostru pentru voi, împreună cu rugăciune, de a fi acei slujitori vrednici, destoinici în câmpul Evangheliei. Și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce veți face, în toată lucrarea la care El vă cheamă. Aș vrea un ultim cuvânt, bineînțeles, știți cu toții, nimic n-ar fi fost posibil fără ajutorul, fără munca colegilor mei, fără munca profesorilor, și aș vrea și eu să mulțumesc tuturor colegilor și tuturor membrilor din staff, din administrația ITB-ului, pentru dăruirea lor, ca să facem posibil cu toții și vă mulțumim că putem face cu toții ca acești tineri să plece astăzi de aici, plin de bucurie, plin de încredere, plin de îndrăzneală, plin de curaj, să trăiască pentru Hristos și să vestească mesajul Evangheliei. Dumnezeu să fie slăvit.
am urcat pe un vârf de munte și am privit de acolo jos. Am văzut la poale omul mic, răpând, neputincios. Dar mi-am ridicat privirea către Creatorul meu, preamărind la lui lucrare. Mare este Dumnezeu. Cum să nu te laud, Doamne, pentru harul revărsat, pentru dragostea țmăreață ce Iisus ne-a arătat, pentru mântuirea dată ce-am primit în dar și eu. Nici nu pot găsi cuvinte. Mare este Dumnezeu. Când s-a ridicat la luptă cel ce este în coasta mea și am strigat cu disperare, Doamne, Tu nu mă lăsa. Dar atunci, văzut am bine cât de mic și slab sunt eu, când El m-a scăpat de toate, mare este Dumnezeu. După ce am învins ispita ce în față îmi stătea, după ce trecut avalul ce în zare se pierdea, am văzut că numai Domnul a purtat tot ce a fost greu cu asăburat a tot puternic. Mare este Dumnezeu. Fraților, la fel ca Pavel n-am cu ce mă lăuda. Sunt cu slăbiciuni în carne, dar nădejdea e în mâna sa. Iar de astăzi îi dau slavă. Nu gândiți că tare eu, dar e Cel ce mă susține. Mare este Dumnezeu. Să rămân pe calea sfântă, să rămân în harul Său și să laud al Său nume. Asta aș dori mereu. Nepădând întreaga fire, răstignind tot ce-ar fi eu și să fiu un glas ce strigă. Mare este Dumnezeu! Slava Lui se cuvine. Căci numai El e Dumnezeu. Și aceasta întotdeauna fie în poporul Său. Haideți toți pe drumul acesta. Nu gândiți că ar fi greu. Și cu toți în cor să spunem. Mare este Dumnezeu! Amin. Amin. Dacă am avea timp pentru mărturii aici, cred că mulți studenți s-ar putea ridica astăzi și să spună în cor, mare este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în mod miraculos, i-a ajutat în anii aceștia să își plătească toate datoriile și pe unii i-a vindecat și le-a făcut mult bine, slăvit să fie Domnul. Corul va lăuda pe Domnul cu o cântare și în timpul acesta noi ne închinăm și cu darurile noastre.
avem cu noi un oaspete deosebit, care salutăm în mijlocul nostru, care va ține predica în această dimineață. Este profesorul universitar Dr. Amos Young de la Regent University, un om deosebit al lui Dumnezeu. Am avut privilegiul să-l avem cu noi în aceste zile pentru prelegerile anuale ITP și a fost o mare binecuvântare pentru toți. A ținut trei prelegeri despre pentecostalismul global. Spunea profesor Amos, este un om deosebit al lui Dumnezeu, este de asemenea un profesor și un autor renumit, a scris peste 20, s-au editat peste 20 de cărți, sute de articole, a contribuit la jurnale importante de teologie și este pentru noi o bucurie deosebit onoare că a acceptat invitația noastră să vină să vorbească la această festivitate de absolvire a studenților care termină acest an. Îi spunem un bun venit și ne rugăm ca Dumnezeu să reverse Duhului peste el și să ascultăm ce are de spus Dumnezeu prin el în această dimineață. Thank you and good morning. Congratulations to the class of 2012. I'm honored to be here and to celebrate your achievements. And I thank you for this opportunity to address you and to charge you for all that God has for you next. Don't worry, I won't speak too long. Because I know that we're all eager to graduate. Pentru că știu că toți suntem dornici să absolvim. Amen. Amin. We will read 2 Kings 2:7-16. Să ascultăm acum textul care stă la baza acestui mesaj și care se găsește la 2 Împărați, capitolul 2, începând cu versetul de la 7 la 16. 2 Împărați de la capitolul 2, începând cu versetul 7. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru cer, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un bătăiș de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua care îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua care îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Ei au zis, iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. El a răspuns, nu-i trimiteți. Amin. Fie ca Dumnezeu să adauge binecuvântarea sa la acest cuvânt. So I've entitled this message this morning, Graduation in the Footsteps of Elijah. Am intitulat mesajul în această dimineață, Absolvire pe urmele pașilor lui Ilie. As I've anticipated these moments, the image of Elijah's graduation has come to mind. Anticipând acest moment în care suntem, mi-a venit în minte absolvirea lui Ilie. So I want to go back to the story to find some inspiration for us. Aș dori să ne întoarcem la acest episod și să găsim acolo inspirația de care avem nevoie. How many of us want to have a graduation like Elijah did? Câți dintre noi am vrea să avem o festivitate de absolvire așa cum a făcut-o Ilie? On the wings of the Holy Spirit. Pe aria
aripile Duhului Sfânt. Can we be a part of his graduating class this morning? Am vrea și putem oare face parte din clasa lui de învățăcei care au absolvit? Or maybe he can be a part of our class this morning. Sau poate că el ar putea să facă parte din grupa care absolvă în această zi. Well, through this biblical text, I want us to enter into Elijah's graduation. Aș dori, prin intermediul acestui text, să ne întoarcem la momentul în care Ilie însuși absolvă. And maybe in this way he can be with us to cheer us on. Poate că în acest fel prorocul poate fi alături de noi ca să ne îndemne să mergem mai departe. The book of Hebrews indicates that the saints of the old continue to cheer us on from heaven. Cartea Evrei ne spune că sfinții Vechiului Testament sunt cei care ne privesc și care ne îndeamnă să mergem mai departe. We all know about Elijah's graduation. Cunoaștem detaliile acestui eveniment din viața lui Ilie. We've read how he was taken up into glory. Știm cum a fost ridicat de Domnul în văzduh, în slavă. The text tells us that while he and Elisha were walking along the Jordan and talking, a chariot of fire and horses of fire separated the two of them, and Elijah ascended in a whirlwind into heaven. Textul ne spune că pe când Ilie și Elisei mergeau împreună, iată un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Fire and a whirlwind from heaven. Foc și un vârtej de vânt venit din cer. A Pentecostal moment before the day of Pentecost. Un moment tipic pentecostal înainte de ziua cincizecimii. Even the prophets recognized that the Spirit had taken him. Chiar și profeții au recunoscut că Duhul a fost cel care l-a luat pe el. Although they weren't quite sure where he had went. Chiar dacă nu erau prea siguri unde a aterizat el. And neither might we know where the Spirit will take us. Nici noi s-ar putea să nu știm încotro ne va duce Duhul Sfânt. And none of us will know where the Spirit might land us. Niciunul dintre noi nu știm unde vom ateriza prin Duhul. But not knowing is okay. Dar și dacă nu știi, nu e nicio problemă. As long as we know that it's the Holy Spirit who carries us. Atâta vreme cât suntem convinși că Duhul Sfânt este cel care ne poartă. Oh, that we might experience a fresh outpouring of the Spirit of God even today. Oh, Doamne, fă să avem parte de o revărsare proaspătă din Duhul Tău chiar astăzi. And why not? Și de ce nu? We know that the Holy Spirit is here today just as we had the signs of the day of Pentecost visiting Elijah. Știm că Duhul Sfânt este prezent în locul acesta așa cum a fost și în vremea lui Ilie. And how do we know that? Cum știm acest lucru? Because the scriptures indicate that the outpouring of the Spirit on the day of Pentecost was good for all of the last days. Noi știm din Scriptură că revărsarea de la cincizecime a fost pentru zilele din urmă. The prophet Joel, and Peter quoting him, said, "The Spirit is poured out in the last days." Apostolul Petru, citând din profetul Ioel, spunea că Duhul se va revărsa în zilele din urmă. And we still inhabit these last days. Și noi suntem parte din aceste zile din urmă. Therefore, we are still recipients of the last days outpouring of the Holy Spirit. De aceea avem parte și noi de această revărsare a Duhului în vremea din urmă. So why would we not expect the Spirit to be here today on our celebration? De ce așadar să nu ne așteptăm ca Duhul să fie prezent în această zi de sărbătoare? And why not a few signs and wonders? Și de ce să nu așteptăm și câteva semne și minuni? Why not a sound of the mighty rushing wind? Poate chiar zgomotul unui vânt puternic. How about a few tongues of fire? Sau niște limbi ca de foc. Or maybe we're actually a little worried that something like that might happen. S-ar putea, poate unii dintre noi, să fim neliniștiți la gândul că s-ar putea întâmpla așa. It might delay our graduation. Pentru că s-ar putea să întârzie ceremonia noastră. Upset our lunch plans. Să strice programul pe care noi l-am făcut. Maybe even turn the world upside down. Și să răsparne lumea cu susul în jos. Seriously, there is going to be nothing more comforting or empowering today than if we graduate like Elijah did. Dar, de fapt, n-ar fi nimic mai aducător de mângâiere și mai încurajator decât dacă am avea parte de un eveniment așa cum a avut Ilie. Full of the fire and wind of God from heaven. Plin de focul și de sunetul vârtejului de vânt de la Dumnezeu. Why is that? De ce? Because Elijah found out graduation is not the end. Pentru că Ilie a aflat că momentul absolvirii nu este sfârșitul. It's only the beginning. Este, de fapt, doar începutul. No, I'm not talking about when your alma mater comes back to ask you for donations. Nu mă refer la faptul că instituția pe care o absolviți s-ar putea să vină la voi și să vă ceară donații. But more seriously, graduation is about the beginning of
your next station in life. Și a faptul că absolvirea este începutul următoarei etape în viață. What you've been preparing for these last few years. Etapa pentru care v-ați pregătit în acești ultimi ani. Elijah found out that for all of his miraculous accomplishments, they were no more than preparations for what was to come. Ilie a aflat că toate minunile pe care el le-a realizat până atunci erau de fapt doar o pregătire pentru etapa care avea să urmeze. The biblical traditions give us glimpses of Elijah's postgraduate work. Sursele biblice ne dau și informații despre realizările lui Ilie de după absolvire. He was taken up into heaven merely for the purposes of positioning him for postgraduate ministry. A fost dus de Duhul lui Dumnezeu în cer pentru a fi gata pentru evenimentele de după acest moment al absolvirii. Think for a moment of his ministry to Jesus. Gândiți-vă la momentul în care el a fost alături de Mântuitorul. Remember the story of the gospel accounts of Jesus' transfiguration. La acel moment al schimbării la față. And the gospel. Al Domnului. And the gospel writers tell us that Moses and Elijah met with him and talked with him. Scriitorii, autorii Evangheliilor ne spun că Moise și Ilie s-au înfățișat lângă Domnul și au vorbit cu el. Talked about what? Au vorbit despre ce? Luke 9 verse 31 says this. Luca 9:31 spune în felul următor. They appeared in glory and were speaking of his departure, what he was going to accomplish in Jerusalem. S-au înfățișat în slavă și vorbeau despre plecarea lui, a lui Isus, care avea să se întâmple la Ierusalim. So the next time you think that postgraduate work is difficult, think of Elijah. Dacă vă gândiți că sunteți cumva tentați să vă gândiți că lucrarea de după absolvire este dificilă, gândiți-vă la Ilie. Imagine how he must have felt having to have been one of the two counselors of Jesus. Gândiți-vă cum trebuie să se fi simțit el știind că va fi unul dintre sfătuitorii Domnului Iisus. As Jesus faced his most difficult test. Atunci când Domnul se afla în fața celui mai important test. But Elijah's postgraduate ministry is certainly not yet finished. Dar cu siguranță lucrarea de după absolvirea lui Ilie nu era ajunsă la capăt. And doesn't even get it easier. Și de fapt n-a devenit mai ușoară. The prophecy given through Malachi is that God will send you the prophet Elijah before the great and terrible day of the Lord. Potrivit profetului Malachi, Ilie va veni din nou pentru a anunța ziua cea fricoșătoare a Domnului. There remains a future postgraduate work for Elijah. S-ar putea spune că rămâne chiar o activitate după absolvire pentru Ilie. He may be one of the two prophets or witnesses in the holy temple and the holy city of the last days. S-ar putea ca el să fie unul dintre cei doi martori în cetatea cea sfântă timp de 1260 de zile. The seer of the book of Revelation suggests that there will be two witnesses prophesying for 1260 days. Autorul cărții Apocalipsa spune că vor exista doi martori care vor profeți o perioadă de timp. Revelation 11 verse 6 says that they will have authority to shut the sky. În 11:6 se spune că ei au puterea de a închide cerul. So that no rain may fall during the days of their prophesying. Ca să nu plouă în timpul zilelor lor de prorocie. They have the authority over the waters to turn them into blood. Au puterea de a schimba apa în sânge. And to strike the earth with every kind of plague as often as they desire. Și a lovi pământul cu tot soiul de urgii ori de cât ori doresc. But then there's a little bad news. Și apoi urmează, bineînțeles, o parte mai puțin plăcută. At the end of the time, they will be killed by the beast from the pit. La sfârșitul acestei vremi, vor fi uciși de fiara din adânc. And the world will gaze upon their dead bodies for 3.5 days. Și lumea va privi trupurile lor moarte timp de 3 zile și jumătate. But of course, after 3.5 days, God will raise them up. Dar după aceste 3 zile și jumătate, Dumnezeu îi va învia. God will breathe the breath of life upon them. Va sufla suflare de viață în ei. And then they will be ascended and captured up into heaven. Și vor fi ridicați din nou și strămutați la cer. Well, Elijah's finally, his postgraduate ministry will come to an end. Și probabil lucrarea lui Ilie de după absolvire va ajunge în sfârșit la capăt. What an amazing postgraduate career for Elijah, amen. Iată ce carieră extraordinară și ce lucrare după absolvire. Now don't worry, I haven't received any words from the Lord that any of you graduates you will encounter a martyrdom like Elijah. Nu vă neliniștiți, n-am primit de la Domnul nicio revelație că unul dintre voi va avea parte de martiriu pe care l-a avut Ilie. But I do believe that the word from the Lord for you is that the graduation with Elijah
Elijah and in the class of Elijah means that you're called to do greater things like Elijah did. Dar am primit de la Domnul mesajul că voi fi parte din clasa de ucenici a lui Ilie, veți face lucrări mari sau mai mari decât Ilie. As great as was Elijah's earthly ministry, his postgraduate ministry was even greater. Dacă lucrarea lui Ilie în timpul vieții sale a fost măreață, ceea ce a urmat după absolvirea lui a fost și mai măreț. Playing a key role in God's continuing plans to redeem the world. Pentru că a jucat un, sau și va juca un rol important în planul lui Dumnezeu de răscumpărare a lumii. And I believe that this is what God has been preparing you for these last few years. Și cred că și Dumnezeu pe voi v-a pregătit pentru această slujbă în acești ani. God has called you as the graduating class of 2012 to minister to the world. Voi, clasa care absolvă, în 2012, sunteți chemați de Dumnezeu să slujiți lumii. God has also called you to minister to Jesus, as Elijah did. Dumnezeu v-a chemat să-i slujiți lui Hristos, așa cum și Ilie a slujit. Didn't Jesus himself say that to clothe the naked and to feed the hungry and to visit the sick and those in prison was ministering to Jesus? N-a spus oare Mântuitorul că dacă îi slujim pe cei care sunt goi, pe cei care sunt în temniță, pe cei care sunt flămânzi, îi slujim de fapt lui? Isn't that what you graduates are prepared to do? Nu, asta oare sunteți pregătiți să faceți voi cei care absolviți? To minister to the world, the heart, the words, and the life of Jesus. Să slujiți lumii prin cuvintele și prin acțiunile lui Isus. And by doing so, minister to Jesus. Și făcând aceste lucruri, îl slujiți de fapt pe Domnul Isus. But I also have a word for you, family and friends of the graduating class. Am și pentru voi, familii și prieteni ale absolvenților, câteva cuvinte. Aren't you thankful for your family and friends who have supported you? Nu e așa că sunteți recunoscători pentru familie și prietenii care v-au susținut? And I have a word for the faculty and staff of this graduating class. Am de asemenea cuvinte pentru profesorii care i-au pregătit pe absolvenți. And aren't you happy and thankful to God for them as well? Nu e așa că sunteți și voi recunoscători Dumnezeu pentru ei? Family and friends, faculty and staff. Dragi familii, dragi prieteni, dragi profesori. You are like what the author of 2 Kings describes as the 50 of them who accompanied the prophets and who went at a distance. Voi sunteți asemenea celor 50 despre care vorbește autorul cărții Doi Împărați care erau împreună cu Ilie sau care îl urmau. You are those who are observing this graduation from a distance. Sunteți cei care de fapt vă uitați la acest eveniment de la distanță. We're part of the ceremony. Sunteți parte din ceremonie. We have contributed to our graduates in many different ways. Ați participat la pregătirea lor în diferite feluri. We have observed their development and their maturing over the years. Ați observat dezvoltarea lor și maturizarea lor de-a lungul anilor. And now we're here for Pentecostal graduation. Și acum suntem împreună pentru o absolvire tipic pentecostală. Supporting them in prayers and in every other way. Susținându-i prin rugăciune și în multe alte feluri. We're now ready to send these graduates off. Acum suntem gata să-i trimitem pe absolvenți. We're eager and anticipate to see what God is going to do in their lives. Suntem nerăbdători să vedem ceea ce Dumnezeu va face în viețile lor. But among you there may also be Elishas. Dar printre voi s-ar putea să fie câte un Elisei. Elishas who are ready to receive the mantle of the spirit of Elijah, the graduating class today. Elisei care să fie gata să primească mantaua pe care o transmite Ilie. True, none of us family and friends have sat under the tutelage of the graduates like Elisha sat and was mentored under Elijah. Da, e drept. Niciunul dintre voi n-a stat sub pregătirea acestor absolvenți sau sub îndrumarea lor, așa cum a stat Elisei, sub pregătirea lui Ilie. But in a real sense, we are all co-workers in the Lord's vineyard with these graduates. Dar într-un sens mai larg, suntem toți împreună lucrători cu acești tineri în via Domnului. Yes, we are sending these graduates off to labor in fields near and far. Da, îi trimitem pe acești absolvenți în diferite câmpuri, unele mai îndepărtate, altele mai apropiate. But if we are family and friends, then we haven't been exactly in training, but we've been with them in training. Am fost alături de ei în pregătirea lor. And all of us have been beneficiaries of the most important teacher, the Holy Spirit, who leads us into all truth. Și de fapt toți am beneficiat de lucrarea și pregătirea Duhului Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul. The wind and fire of the Lord that descended upon Elijah and Elisha remains available for all of us today. Vântul și focul care s-au coborât peste Elisei și Ilie rămân și valabile și pentru noi în vremea aceasta. May we be inspired by the Holy Spirit to do more for the kingdom of God ourselves. Fie ca Duhul Sfânt să ne inspire să facem mai mult noi înșine pentru împărăția lui Dumnezeu. May each of us be filled with the Holy Spirit again. Fie
ca fiecare dintre noi să fie reumplut de Duhul Sfânt. May we open our hearts to the spirit of Elijah and the spirit of God who has called us. Ca să ne deschidem inima față de Duhul care a lucrat în Ilie și să fim astfel împreună cu El. And may we receive a double portion of the spirit of God for our own work. Și fie ca Duhul Sfânt să se reverse peste noi cu o îndoită măsură pentru lucrarea sa. Even as Elijah received a double portion of the spirit from the ministry of Elijah. Așa cum Elisei a primit o îndoită măsură din Duhul care era peste Ilie. And speaking of the double portion anointing, și fiindcă venit vorba de această măsură îndoită de ungere, you Elijah graduates, voi absolvenți din clasa lui Ilie, God has empowered you to go forth into the world to make disciples. Dumnezeu v-a puternicit să mergeți în toată lumea să faceți ucenici. And how many of you can believe that the disciples who will be shaping will have a double portion of the Holy Spirit? Câți dintre voi credeți că ucenicii pe care veți forma vor avea o îndoită măsură din Duhul? The double portion of what you have. Din ceea ce voi aveți. Isn't that what ministry in the Spirit is all about? Oare nu asta înseamnă slujirea în Duhul? The Spirit does not call attention to Himself. Duhul nu atrage atenția asupra Lui. But always points to Jesus Christ. Și mereu ne îndrumă către Iisus Hristos. So also when we do the work of the Spirit of God. De aceea și noi când facem lucrarea Duhului Lui Dumnezeu. We'll always and only be pointed to Jesus, the author and finisher of our faith. Îi vom îndrepta pe oameni către Iisus Hristos, care este începătorul și desăvârșitorul credinței noastre. And in the process, the Spirit will be given to those who pray for. Și în acest proces, Duhul va veni și peste cei pentru care ne rugăm. To those we lay hands on and minister to. Peste cei pentru care ne punem mâinile și care le slujim. And as that happens, God will raise up another generation to do even greater things than we do. Și astfel Dumnezeu va ridica o generație care va face lucruri mai mărețe decât cele pe care le-am făcut. This is what ministry in the name of Jesus and in the power of the Spirit. This is what makes it so exciting. Iată de ce lucrarea numele lui Isus și puterea Duhului Sfânt este atât de extraordinară. That God can multiply our efforts beyond what we can even imagine. Pentru că înseamnă că Dumnezeu poate multiplica efortul nostru dincolo de ceea ce ne putem imagina noi. And of course, the truth is none of us are capable of ourselves. Bineînțeles, adevărul este că nimeni cu propria lui putere nu este în stare de așa ceva. None of us can save ourselves, much less the rest of the world. N-am putea să ne mântuim nici pe noi înșine, dar aminte restul lumii. Yet we've all learned that this, the saving of the world is God's business. Știm că această lucrare de mântuire a lumii este responsabilitatea lui Dumnezeu. And as we live in the spirit of Elijah, dar când trăim în Duhul care a fost și peste Ilie, we realize that we're strongest when we're weakest. Realizăm că suntem puternici chiar și în slăbiciune. Because strength derives not from ourselves or from our abilities, but from the Spirit of God. Pentru că tăria nu vine de la noi înșine, sau din înzestrările noastre, ci de la Duhul lui Dumnezeu. So I invite you to look for the Elishas of your ministry. De aceea vă invit să vă uitați la acei Elisei care ar putea participa la lucrarea voastră. Your acts of faithfulness will be what empowers a double portion upon those whom you minister. Credincioșia va fi cea care va face, credincioșia voastră va face posibil o îndoită măsură pentru lucrarea celor pe care îi veți îndruma. Do not underestimate what God can do through you in terms of empowering the lives of others. Nu subestimați ceea ce poate face Dumnezeu prin voi pentru a puternici viețile altora. Remember, Elijah only operated under a single anointing. Aduceți-vă aminte că Ilie a operat, a acționat sub o singură ungere. But his disciple, the person he mentored, the one he lived with and worked with, ministered under a double portion of that anointing. Cel pe care l-a mentorat, cel care a fost maestru, a slujit cu o dublă, o măsură dublă de putere. So yes, you might experience moments of discouragement. Da, veți avea parte de momente de descurajare. You might not think that you've attained the numbers that you should sought. S-ar putea să ajungeți să vă dați seama că n-ați, știu, adus la Domnul un număr mare de oameni așa cum credeați. Maybe you'll only plant 20 churches instead of 50. Poate că doar ați înființat 20 de biserici în loc de 50. You might not feel that you've accomplished everything that you intend to. Poate că veți simți că n-ați realizat tot ceea ce v-ați dorit. But know that God has called you to faithfulness. Dar nu uitați că Dumnezeu v-a chemat la credincioșie. And God will pour out His Holy Spirit and bring about a twofold, threefold, and doublefold, multiple-fold increase. Și Dumnezeu va aduce o creștere care va fi dublă, triplă sau oricât de mare consideră El. So I send you off today in the power and the spirit of Elijah. De aceea vă trimitem astăzi în Duhul și puterea lui Ilie. To minister to Jesus and to do the things
things of Jesus to change the world. Să slujiți lui Isus și să faceți acele lucruri pe care El le așteaptă pentru a schimba lumea. Know that God is going to do through you, even if you might not feel anything's happening. Fiți conștienți că Dumnezeu va lucra prin voi chiar dacă voi nu simțiți că lucrul acesta se întâmplă. But the Holy Spirit is with you even to the end of the age. Căci Duhul și Cuvântul vor fi cu voi până la sfârșitul veacului. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Yeah.
absolvit. Și aș dori să invit pe colegii mei să-i felicităm împreună pentru această realizare pe decanul facultății, de doctor Cipriani Cherinte, pe directorul de departament, pe doctor Romulus Ganea, poftiți, vă rog, și pe președintele senatului, pe doctor Eugen Jugaru și, de asemenea, pe conferențiar doctor John DeBay, fost. Rog pe decar să citească numele pentru ultima dată catalogul, așa cum ați fost legat în fiecare an și trebuie cu urmă certificat. Bancul Ioan. Blaș Darius. Lipsește astăzi dintre noi absolventul Borde Ioan, aceea continuăm cu Borde Adam Claudiu. Absolvează de asemenea absolventul Ciurdaș Ioan, continuăm cu Duciuc Alin Eugen. Cu Cezar Gheorghe. Ivan Alexandru. Man Daniel. Năstase Ionel. Sapău Ioan. Urmează șeful de promoție al acestei clase, Ciprian Ovidiu. Urmează să ascultăm acum o benedicție în limba ebraică intonată de oasă-l conferențiar Dr. Silviu Tatu împreună cu un grup de studenți. Domnul Iisus și-a făcut timp să-i binecuvinteze chiar și pe copii.
avea timp și pentru ei. Nu era nimeni nesemnificativ sau prea puțin important ca Domnul să nu le dea binecuvântarea. Apostolul Pavel ne-a învățat să binecuvântăm chiar și pe cei ce ne prigonesc. Să binecuvântăm și să nu besemăm. Cum am putea să binecuvântăm pe aceia în care am fost 4 ani de zile? Îi binecuvântăm în numele Domnului. Și dacă niciun cuvânt nu veți înțelege, urmăriți în Scriptură la numele 6:24 și la 26, sunt 3 cuvinte importante aici. Sunt binecuvântează, de la Barah, Adonai, care este numele Domnului, de la care vine orice binecuvântare. Și Shalom, ultimul cuvânt din cântare, care este pacea, care este tot ce înseamnă dar de săvârșire la Dumnezeu. Cred că Dumnezeu nu va lăsa nerăsplătit nici măcar vasul de ciorbă pe care v-ați dat acestor tineri. Cum i-ați dat mai mult. Alții v-ați rugat pentru ei și mi-ați dat împărbătare. Îi voi binecuvânta lângă ei, ca unii care știm că Dumnezeu binecuvintează. Aceste cuvinte nu sunt magice. Sunt doar rugăciunea noastră ca Dumnezeu să-și reveste șablonul binecuvântarea peste ei. Și apoi mă voi ruga și pentru voi, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi. Primiți binecuvântarea ca de la Dumnezeu. Amin. Absolventul Ovidiu Ciprigan,
dacă există o rețetă a succesului, sperăm să ne o împărtășească. Slăviți să fie Dumnezeu! Nu dețin eu cheia succesului, dar cunosc un Dumnezeu căruia pot să-i atribui toate succesele din viața mea. În această dimineață eu sunt slab, dar toată puterea vine de la Împăratul Împăratului. Și onorați invitați, stimați profesori, dragi colegi, astăzi, cu ocazia absolvirii, îmi revine onoarea, pe numele colegilor, să aduc mulțumiri cu ocazia acestui eveniment, tuturor celor care ne-au fost alături într-un fel sau altul și ne-au susținut pe perioada celor 4 ani de facultate. Acum, la absolvire, uitându-ne înapoi, nu putem. Măreția lui Dumnezeu, amin? Slăviți să fie Dumnezeu. Nu am emoții în această dimineață și sunt copleșit. Știți de ce? Dumnezeul acesta ne-a iertat păcatele. După ce ne-a iertat păcatele, ne-a mântuit. Și după ce ne-a mântuit, ne-a făcut cea mai mare chemare din lumea aceasta, să-i fim slujitorii Lui. Și vreau să-i dau măreție Lui, în primul rând, în această dimineață, pentru toate lucrurile, slăviți să fie în numele Lui. Am venit cu toții la această școală după ce am urmat chemarea lui Dumnezeu, din dorința de a-L cunoaște mai mult pe El. Probabil pentru toți dintre noi, această perioadă a fost cea mai frumoasă din viețile noastre. Dumnezeu ne-a prelucrat pe fiecare, într-un mod special, pe fiecare de aici. Cuvintele Apostolului Pavel din 1 Corinteni se potrivesc foarte bine anului nostru. Să nu spuneți că nu e așa. De pildă, fraților, uitați-vă la noi care am fost chemați. Printre noi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți de ne-am ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și cine să se laude? Să se laude Domnul, pentru că avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu mare. Povestea noastră la institut a început în anul 2008. Probabil cea mai grea porobă pentru mine personal a fost admiterea. Proverbe 19:2 spune că nu este bine să ai râdnă fără cunoaștere. Am venit aici din dorința de a crește spiritual, iar ITP-ul a dat direcție râdnei mele pentru casa Domnului. Când am intrat în anul 1 pentru prima dată în bibliotecă și am observat sutele, miile de cărți de teologie scrise până în prezent, am realizat că nu mi-ar ajunge o viață întreagă pentru a citi tot ceea ce a fost spus până acum. Brusc, am intrat într-o sferă pe care nu o cunoșteam nici pe departe până atunci. Odată cu informațiile pe care le dobândeam, contactul cu lumea necunoscutului devenea și el mult mai mare. Acest fapt m-a făcut să mă simt tot mai mic, să mă smeresc și să mă întreb. Unde am fost eu când Dumnezeu a întemeiat Pământul? Unde am fost eu când a pus El și a făcut toate măsurile? În cadrul acestei școli, fiecare dintre noi a realizat importanța unei pregătiri serioase de nivel academic, a celor care doresc să slujească de Dumnezeu. La ITP am prins dragoste pentru Sfânta Scriptură, să strâng cuvântul Său în inima mea. Aici am realizat importanța rugăciunii, timpul petrecut în prezența lui Dumnezeu fiind mult mai lung. Aici disciplinele spirituale au devenit parte din viața noastră și au dus la creșterea noastră spirituală. Dumnezeu s-a îngrijit pe parcursul acestor ani de tot ceea ce a fost necesar, de pâinea cea de toate zilele, de taxe, de nevoi. Am avut fiecare parte în viețile noastre de minuni și de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Tot de la revelă avem sănătate și putere de muncă. Ce am fi făcut în acești ani dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat sănătate și putere de muncă? El este acela care ne dă pricepere și înțelepciune. El este acela care ne dă atât voința, cât și înfăptuirea, slăvit să fie numele Lui. Pe lângă bucuria pe care o avem astăzi, aceea de a absolvi, foarte important, și aș vrea să accentuez lucrul acesta, a fost procesul acesta de 4 ani de formare. Procesul acesta de 4 ani de formare nu ar fi fost posibil fără ajutorul și aportul cadrelor noastre didactice. În numele colegilor mei, vă rog frumos să luați aceste mulțumiri din partea noastră. În voi, foarte mulți de voi, am văzut niște exemple vii, prin viața voastră trăită. Față de celelalte facultăți, am văzut oameni care au luat inițiativa să vină la noi, să se îngrijească creșterea noastră este sănătoasă, să-și ieie din timpul lor liber și să-l sacrifice. Știu că nu faceți lucrul acesta pentru averile pământești, știu că nu faceți pentru nicio altă răsplată pământească și doar faceți pentru schimbările care a făcut Dumnezeu în viețile voastre. Și vreau numai atâta să vă promit, că pentru mine, ați avut un impact foarte mare în viața mea, în viața colegilor mei. Și să mergeți tot înainte lucrarea aceasta de ucenicie, să aveți un impact tot mai,
mai și în continuare asupra studenților care vor veni. Nu am întâlnit școală care să aibă atâta răbdare când vine vorba de plata taxelor. Toate legile au fost interpretate în spiritul lor și nu în litera lor. Și vă mulțumim pentru lucrul acesta. De asemenea, nu am întâlnit școală în cadrul căreia libertatea de exprimare să fie atât de mare. Fiecare opinie a studenților a fost luată în seamă și s-a încercat soluționarea ei. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru cadrul minunat cu Izmonahal, de care am avut parte împreună cu voi. Un cadru în care ne-a fost mai ușor să stăm departe de păcat și să creștem sănătos împreună. Mulțumim cadrului administrativ pentru credincioșia cu care ne-au slujit în acești 4 ani. Frate rector, în numele colegilor doresc să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, atât în mod personal, cât și în cadrul institutului și câteodată, cred personal, că atât eu, cât și colegii mei, trebuie să învățăm să apreciem mai mult ceea ce faceți pentru noi și ceea ce schimbările pe care le produce Institutul Teologic pentru Costală în viețile noastre și vă mulțumim pentru lucrul acesta oficial. Doresc să le mulțumim în numele studenților și familiilor care ne-au susținut necondiționat. Vă mulțumim pentru sprijinul de ordin financiar, emoțional și spiritual. Și fără voi nu am fi putut face absolut nimic. Și cred că cel mai mare sprijin l-am avut din partea familiilor noastre. Și Sfânta Scriptură, în Porunca 5, ne spune cinstește pe tatăl și pe mama ta. Și aș vrea să fac și eu lucrul acesta în această dimineață. Și este aici mama mea, dacă te rog, o să te ridici în picioare. Îți mulțumesc că mi-ai dat viață, îți mulțumesc pentru dragostea care mi-ai dat, pentru că m-ai învățat să am frică de Dumnezeu și îți mulțumesc că ești cel mai mare exemplu pentru mine și Dumnezeu să te binecuvânteze. De asemenea, mulțumesc tatălui meu care n-a putut să fie în această dimineață și mulțumesc și lui pentru purtarea de grijă, pentru dragoste și pentru toate lucrurile. De asemenea, uitându-mă în urmă, văd astăzi în mine și în studenți niște oameni schimbați cu mult bine. Astăzi, dorința de a sluji pe Dumnezeu este și mai mare, plecăm de aici cu și mai multă râvnă decât am venit. În schimb, râvna de acum are o direcție clară, sănătoasă, conform cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, vă asigurăm, dragi profesori, că toată strădania dumneavoastră a meritat. Ați făcut o investiție a căror roade se vor culege viitor. ITP-ul face oameni cu adevărat. Dacă dorești o pregătire atât de ordin spiritual cât și academic, aceasta este școala pe care trebuie să o alegi fără ezitare. Celorlalte biserici și vouă, vă cerem să aveți răbdare cu noi. Cu trimitere la prima minune făcută de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Cana Galilei, cu care și-a început lucrarea propoziție pe pământ, la vârsta de 30 de ani, unul dintre profesori ne îndemna. Dragi studenți, plecând de aici, nu încercați să faceți vin înainte de vreme. Suntem încă tineri, suntem încă în creștere. Să nu aveți așteptări prea mari de la voi și să nu puneți presiune pe noi. Susțineți-ne, avem nevoie de susținere. Îndrumați-ne în continuare. Mai ales că abia acum începe încet, încet implicarea noastră directă în lucrare. Evaluați absolventul ITP în timp. Nu imediat după ce iese din băncile școlii. Dragi colegi, ne așteaptă o responsabilitate mare. Aceea de a păstori oile Domnului. Cuvântul Domnului în 1 Corinteni 13:2. Și spun ca unul care mi-a plăcut ca și m-am străduit ca să muncesc, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința. Și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Haideți să facem lucrarea Domnului cu responsabilitate. Să ne ridicăm sus și să mergem înainte. Să facem ca și unii care vor zidesc pe lucrarea a cărui temelie este Hristos. Ca și unii care vor fi trași la răspundere de răcirea și mort. Vom avea parte de răsplată veșnică. Așa că vă îndemn să ne ridicăm, să ne îmbărbătăm și să mergem înainte. Dumnezeu să binecuvânteze pe voi. Vă mulțumesc tuturor, Dumnezeul nostru slavă. Amin. Iar aici un mic semn al recunoașterii efortului și stăruinței tale și Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți dea spor în lucrare și la carte. Mai departe. Care le-a avut Ovidiu,
în sentimentul lui m-a fost și eu. Una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea a fost timpul petrecut aici la Institutul Teologic Pentecostal și în această direcție vreau să-i mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru purtarea lui de grijă pe tot parcursul celor 4 ani. De asemenea, nu vreau să uit nici eu de familiile care ne-au susținut, Domnul să binecuvânteze fiecare tată și fiecare mamă care și-au susținut copiii aici, la Institutul Teologic Pentecostal. De asemenea, mulțumesc fraților profesori și totodată colegilor de an și colegilor din ceilalți ani pentru timpul deosebit pe care l-am petrecut aici la ITP. Acest timp a fost deosebit și dintr-un alt motiv, în special pentru mine, și anume datorită faptului că am avut alături de mine câțiva colegi deosebiți cu care am putut să slujesc și să-L onorăm pe Dumnezeu. Pe o parte din acești colegi cunoașteți aici, octetul, grupul coral al Institutului Teologic Pentecostal. Vreau să-i mulțumesc Domnului pentru acești oameni deosebiți, pentru ei pe care vedeți aici și pentru cei cu care am avut ocazia să slujesc pe parcursul celor 4 ani. L-am slujit pe Dumnezeu aici, în țara România, l-am slujit pe Dumnezeu chiar și în afara țării și toate ne-am bucurat că Dumnezeu și frații au fost zidiți și s-au bucurat de lucrarea pe care noi am făcut-o. Mi-aduc aminte că acum 4 ani, una din primele cântări cu care am început să slujim în acest grup a fost cântarea care spune la refren: ține strâns de Duhul Sfânt, nu privi înapoi, ci privește către Domnul Iisus Hristos. Asta vrem să facem. Acesta e gândul care l-am pentru colegi și totodată gândul pe care noi îl avem pentru dumneavoastră, pentru fiecare parte și totodată cred gândul colegilor pentru noi pentru anul 4. Ține strâns de Duhul Sfânt și slujește pe Domnul acolo unde Domnul te-a pus. Amin. Ne exprimăm recunoștința și prețuirea noastră
pentru slujba și pentru dedicarea pe care a dat dovadă fratele Jean Timpei și Rodica și sora Rodica Timpei. Am vrea să invităm aici în față pentru acest moment, vrem să le dărim ceva din numele școlii și aș vrea să invit de asemenea pe colegii mei, doctorul Sternea și doctorul Eugen Juganu, să poftați aici în față. Pentru familia Jean și Rodica Timpei și o rog pe colegul meu să le urmineze. De asemenea, pentru fratele Jean Timpei avem o diplomă de excelență acordată de către Senatul ITB și aș dori ca președintele Senatului să dea citire acestui text care exprimă, de fapt, înțelegerea noastră și recunoștința noastră, aprecierea noastră a întregului corp didactic și al personalului administrativ. Se spune că recunoștința este memoria inimii și în această zi vrem să dăm dovadă că avem o inimă sănătoasă și să vărmânăm această diplomă de excelență. Acordată de către Senatul ITP, pastorului conferențiar universitar, Dr. Jean F. Timpei. Pastorul conferențiar universitar, Dr. Jean F. Timpei, a ajuns astăzi la finalul a 15 ani de activitate în slujba învățământului teologic pentecostal din România. A preluat conducerea ITP în anul 1997, într-o perioadă în care învățământul teologic pentecostal făcea primii pași pentru a obține autorizarea. În ciuda obstacolelor care păreau insurmontabile, Dr. John F. Timpei, în calitate de rector al Institutului Teologic Pentecostal, a dus la bun sfârșit procesul în urma căruia instituția a primit acreditare din partea statului român printr-o lege specială. Se împlinea astfel un deziderat pentru a cărui atingere au fost necesare vreme de 11 ani, eforturi titanice ale rectorului ITP și ale colegilor săi. Dr. John Timpei are meritul de a fi dezvoltat echipa de cadre didactice a ITP, promovând cercetători tineri și implicând slujitori cu experiență în procesul de predare și mentorare a studenților. În calitate de rector, a purtat responsabilitatea pentru resursele financiare ale Institutului Teologic Pentecostal și pentru extinderea campusului cu două corpuri de clădire moderne. În domeniul cercetării teologice, a avut o contribuție remarcabilă, coordonând activitatea jurnalului teologic pe Roma timp de un deceniu. În ciuda numeroaselor responsabilități de natură administrativă, a scris și publicat 4 cărți de specialitate și 20 de studii teologice, participând la numeroase colocvii și conferințe științifice din țară și din străinătate. Cu acest prilej, membrii Senatului Institutului Teologic Pentecostal doresc să-și exprime în mod public recunoștința față de Dr. John F. Timpei, pentru eforturile neobosite, pentru integritatea, principialitatea, verticalitatea, consecvența și dedicarea pe care a dat dovadă cu prisosință în tot acest timp. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că orice realizare pe pământul acesta o avem datorită Lui. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu, că nu avem nimic care să nu fie primit de la El. El mi-a dat puterea să muncesc în această slujbă, în această perioadă, perioada care s-a încheiat. Dar așa cum spuneam și bisericii, și Bisericii Vestea Bună, și acum Institutului Teologic Pentecostal, colaborarea noastră va continua, însă la o scară mai redusă. Vreau să mulțumesc, deci, mai întâi lui Dumnezeu pentru toată binecuvântarea, pentru puterea de muncă, pentru înțelepciunea pe care mi-a dat-o în anumite momente cheie, dar vreau să nu-i uit nici pe colegii mei, prin care, sau cu ajutorul cărora, și ei ajutați fiind de Dumnezeu, am obținut aceste realizări. Și vreau să menționez pe pastorul Emil Meștereagă, el nu este aici astăzi, dar el este omul cu care am alergat când la minister, când la parlament, pentru obținerea acreditării, am făcut diferite adrese. Vreau să-i mulțumesc fratelui Romică Ganea, care în ce privește scriptele a fost alături de mine și m-a ajutat enorm de mult. Vreau să mulțumesc secretarului șef Mihaelei Gânsar, este la balcon, nu o vedeți, dar o cunoașteți, pentru munca grea, pentru efortul pe care l-a depus pentru acreditarea împreună cu noi și directorul economic, care a trebuit să pună toate lucrurile la punct și să fim pregătiți și din punctul acesta de vedere al patrimoniului și al situației financiare. Mihaela Colea este directorul economic. Te rog, Mihaela, să te ridici. Mulțumesc Domnului pentru absolut toți colegii. Mulțumesc Domnului pentru ceea ce continuă să facă la Institut sub noua administrație. Nădăjduim că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Dumnezeu să binecuvinteze toți colegii mei, pe toți studenții și pe dumneavoastră cu mult har și binecuvântare. Este, într-adevăr, o misiune. Mulțumesc colegului Jucaru că mi-a adus aminte. În acea perioadă fervinte, fratele Pandrea a jucat un rol extraordinar în toată partea aceasta de logistică și nu mai este printre noi. Nu, cu multe luni în urmă l-am condus pe ultimul drum, dar și dânsul și trebuie menționat, chiar dacă este post-mortem această menționare, trebuie să menționez că și dânsul a avut o participare vitală în ceea ce este Institutul astăzi. Și la ziua răsplătirilor Dumnezeu va răsplăti fiecăruia așa cum, după cum a lucrat. Și fratele Vandrea, într-adevăr, a lucrat cu multă sătuință pentru acreditarea Institutului și pentru numele bun pe care îl are Institutul. Dumnezeu să îi binecuvinteze familia. Nu știu dacă sunt aici, dar ea m-am văzut undeva. E acolo, la balcon, pe primul rând. Domnul să te binecuvinteze pe tine, Daliana, familia ta, pe sora Rodica și să auzim numai de bine și în familie voastră. Domnul să vă binecuvinteze.
Doamne, pentru îndurările tale,
de-a lungul anilor și au fost de-a lungul anilor pentru că în fiecare dimineață le-ai reînnoit. Și bunătatea ta, Doamne, am văzut-o în fiecare zi din viața noastră. Venim acum la sfârșitul acestui an universitar, iar pentru cei din anul 4 care sunt absolvenți la sfârșitul perioadei de studii, cu mulțumire, Doamne, înaintea ta. Să-ți mulțumim pentru felul minunat în care Tu i-ai ocrotit, Doamne, în toți anii aceștia. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru purtarea Ta de grijă. Îți mulțumim că Te-ai ocupat de fiecare în parte, Doamne. Nu doar de institut, nu doar de ei ca grup, Doamne, ci de fiecare în parte. Te-ai îngrijit, i-ai purtat de grijă fiecăruia, l-ai binecuvântat cu sănătate, Doamne. Ai făcut minuni în viața unora din ei, de aceea venim să-ți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim pentru credincioșia lor, Doamne, de a fi dus până la sfârșit ceea ce au început cu 4 ani în urmă. Acum, Doamne, sunt la un nou început și vrem, Doamne, să-i primitem în lucrare cu binecuvântarea Ta. De aceea te rugăm după această perioadă de studii, Doamne, să-i nobilezi, Doamne, cu darurile Duhului Tău cel Sfânt. Să-i îmbraci, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu această putere de mărturie și să le dai autoritate, Doamne, în mărturia lor. Nu-i lăsa să plece, Doamne, cu înțelepciunea omenească, ci lasă ca înțelepciunea divină, Doamne, să aibă parte de ea, Doamne, și cu ea și prin ea, Doamne, să te mărturisească pe Tine. Ne rugăm pentru ei, Doamne Dumnezeu, să-i binecuvintezi cu sănătate, cu zel, Doamne, de a Te sluji pe Tine și cuvântul lor, Doamne, să fie un cuvânt plin de autoritate. Binecuvintează-le și familiile, Doamne Dumnezeule. Pe cei care sunt căsătoriți, binecuvintează-le soțiile, copiii, Doamne. Pe cei care nu sunt căsătoriți, pregătește-le Tu, Doamne, soții care să-i sprijine în lucrarea aceasta. Și ne rugăm, Doamne, și pentru ușile care trebuie deschise pentru slujirea lor. Deschide ușile care trebuie deschise, Doamne, și închide ușile care trebuie închise. Dar venim, Doamne, și îți mulțumim pentru că știm că Tu, pe cei care i-ai chemat în lucrare, deși pregătești un loc de slujire. De aceea, dă-le încrederea aceasta că Tu nu-i vei lăsa niciodată, Doamne. Chiar dacă vor trece luni sau poate ani până când Tu îți vei împlini voia Ta în viața lor și în slujirea lor, dă-le răbdarea aceasta, Doamne, și fă niciodată să nu cadă în deznădejde. Te rog, condui pe mai departe, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt și lasă, Doamne, ca niciodată prezența Ta să nu îi părăsească, Doamne. Acum s-a rugat David, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Fă, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să fie mereu călăuza lor și lumina lor și puterea lor, Doamne. Și pentru că mi-asculți, îți mulțumim. Binecuvintează, te rugăm, Doamne, în continuare și Institutul Teologic, conducerea Lui, Doamne. Tu ești Cel care porți de grijă lucrării Tale, este lucrarea Ta, noi înșine suntem ai Tăi. De aceea cerem binecuvântarea Ta peste Institutul Teologic Pentecostal, peste biserica aceasta, peste toate bisericile din România, Doamne, și fă ca acest cuvânt al mărturiei, plecând chiar de aici de la Institut, Doamne, să ajungă până la marginile Pământului. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți credincioși, slujba festivă de absolvire se încheie aici. Așa la rugămintea ca în timpul unui imn intonat de corul Institutului Teologic Pentecostal, prin care să părăsească sala aceasta, să fie distinși profesori urmați de absolvenți pentru o ședință foto pe treptele bisericii și după aceea biserica este liberă să evacueze sala, să avem rugămintea să dați dovadă de multă răbdare până când acest moment deosebit se finalizează și după aceea poate părăsi sala întreaga biserică. Vă mulțumim! Optem.
Mergeți în toată lumea,